Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară avem, ca de obicei, un subiect extrem de interesant și vă așteptăm toate întrebările pe chat sau pe telefonul afișat pe ecran. Vom vorbi despre omul producător, dar și consumator de bunuri, împreună cu doamna Adriana Borosanu, psihoantropolog și cercetător în cadrul Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mulțumim și noi că sunteți alături și o să încercăm să descifrăm ce înseamnă mai exact un consumator de bunuri, pentru că noi am vorbit doar un consumator de bunuri fizice, privit pur și simplu bunul ca atare, cum este un calculator, un telefon sau orice altceva, și nu am intrat mai în detaliu, să vedem cum mai putem privi un bun pe care îl consumăm. În sens restrâns, sigur că da, bun și producător de bunuri și consumator de bunuri, faci referire la, știu și eu, masa asta, paharul ăsta, televizorul la care ne uităm. Și în momentul în care focalizezi atenția și semnifici bunurile astea, s-ar putea să frustreze alte zone ale existenței umane care sunt la fel de importante. Pentru că bunurile sunt purtătoare de informație. Și informația asta ne modelează felul de a fi în lume, valorile, felul în care ne relaționăm cu semenii noștri și, într-un final, de fapt, felul în care ne raportăm la realitate, în sens larg, mediu, semenii noștri atunci când suntem în relații, de fapt, asta ne modelează capacitatea de adaptare, adică de supraviețuire și de dezvoltare. În afară de bunurile materiale, sunt o mulțime de alte categorii de bunuri. Spre exemplu, cele care vin din sfera culturii, știu și eu, cărți, opere de artă. Sunt cele care sunt din zona serviciilor, care, sigur că da, prin facilitățile pe care am învățat să pe care ni le-am creat, ne fac existența mai ușoară. Dar numai puțin importante și, de fapt, sunt foarte în actualitate, sunt bunurile care oferă servicii în sfera relațiilor. Spre exemplu, atunci când în relațiile noastre, știu, personale sau de servici sau fie din orice aria existenței noastre, fiecare dată suntem împreună cu semenii noștri, sunt momente în care ajungem în impas și avem impresia că suntem nedreptățiți sau că lumea este rea. Poate chiar așa și este. Dar câteodată nu prea este așa și este doar modul în care noi percepem realitatea. Pentru că ceea ce se întâmplă, informația există. Nu este neapărat bună sau rea. Sigur, există informație nocivă pentru noi. Da? Și pentru asta avem, să zic, niște mecanisme cerebrale care să acționeze la ceea ce suntem programați să recunoaștem că este nociv. Și asta nu doar în sfera direct materială concretă, spre exemplu, reacția la durere, la un stimul toxic. Dar există și, spre exemplu, emoții care, peste o anumită intensitate, nu le putem conține. Da? Când o durere este foarte mare, când un eveniment este foarte neplăcut, când o pierdere este foarte mare, iar depresie iarăși sunt foarte la modă, de fapt nu mai poți să dai sens, să resemnifici realitatea și să găsești forța să mergi mai departe. Deci, în sensul ăsta, aș vrea să vorbim despre bunuri, lărgind puțin sfera, iar aceste bunuri, sigur că da, sunt în relația noastră imediată cu mediul, dar tot modul ăsta al nostru de a fi în lume, avem corpuri, avem emoții, procesăm informații, avem un, să zic, un creier care procesează această informație. Nu e vorba doar de informația exterioară, ci este informația pe care noi o înțelegem, o semnificăm și o interiorizăm. Și în momentul în care informația asta acționează asupra noastră, produce modificări de durată, uneori pe toată existența, în felul în care noi percepem realitatea. Și asta se întâmplă atât la nivel individual, deci, să zic, în existența unei persoane, dar să știți că avem și moduri de a fi specifice care sunt structurate pe parcursul existenței umanității și ele au rostul lor. Unele din ele s-ar putea să fie depășite și atunci trebuie să ai capacitatea să discern dacă este o formă arhaică ce trebuie depășită
dar unele dintre ele, spre exemplu, sunt sistemele de credință. Sunt marile sisteme de credință. Astea au un rol de a structura, să zic, o comunitate într-un areal. Și au un rol de menținere a identității acelei comunități. Nu sunt întâmplătoare. O să vă întrerup un pic, okay, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză, dar m-am și gândit la o întrebare pentru că ați menționat, mm-hmm, această depresie cu care se confruntă, da, oamenii în ultima perioadă. Luăm o scurtă pauză și revenim imediat. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră și menționam înainte de pauză faptul că depresia este foarte răspândită și vreau să vă întreb, pentru că lumea poate de obicei consideră un bun pe care îl consumă doar un obiect și aceste ore de psihoterapie care, de exemplu, pot trata depresia, pot fi considerate bunuri pe care le consumăm? Sigur că da, pentru că în momentul în care, să zicem, te duci, ai nevoie de un sfat, de o sfătuire. Hai să mergem pe consiliere. În momentul în care interacționezi cu semenul tău, în momentul ăla schimb ceva în ceea ce el crede despre problema pe care o are. Bine, cel mai indicat ar fi, există, să zic, maniera asta directivă în care e considerat celălalt maestru care vine și știe mai bine decât tine, dar tendințele moderne, spre exemplu, și care sunt absolut benefice, pentru că, de fapt, utilizează, dincolo de ceea ce gândim la un moment dat și care, de fapt, ne-a adus în impasul respectiv, utilizează intuiția clientului. Și sigur că rolul este să fie acolo astfel încât el să-și găsească soluții, însă fără prezența unui altul semnificativ. Deci ceea ce fiecare dintre noi suntem la un moment dat se construiește în prezența oamenilor. Nimeni nu poate trăi singur. Poți sta o vreme singur, dar nu poți trăi singur. Suntem ființe sociale. Și pentru că am menționat aceste ore de psihoterapie, am ajuns la concluzia că avem nevoie de ele. Eu, în calitate de consumator, cum îmi aleg acest bun? Cum știu încotro să mă îndrept? Ce medic să aleg? În primul rând, există o confuzie, există o dublă abordare și aici e o mare confuzie. Deci majoritatea oamenilor
confundă psihologul cu psihiatrul. Una din marile diferențe este că medicul îți oferă medicație, pentru că toată informația asta, pe care noi la un moment dat o procesăm, da? Are o exprimare în creierul nostru la nivel chimic. Și atunci medicul vine și acționează cu o substanță în locul respectiv. Îți poate ameliora momentul, dar felul tău de a gândi sau de a fi, tot ăla e. Sigur că îți dă timp, astfel încât există o capacitate naturală de refacere, care poate să aibă succes sau poate să nu aibă succes, să nu fie suficient de, pentru că de fapt tu trăiești în mediul în care ai și obținut această dificultate. Și atunci există maniera medicală și maniera pe care o abordează psihologul. Și care a fost exact întrebarea? Cum știm să alegem? Cum știm să alegem? Deci există o multitudine de oferte și în domeniul ăsta ca peste tot. Poți să... După ce criterii ar trebui să mă... În primul rând, în momentul în care te duci la o persoană pentru sfătuire, este bine să știi, dincolo de titlurile pe care le are, ci de un CV foarte bine făcut, dacă persoana respectivă a parcurs ea însăși o etapă de formare personală. Deci obligația este să ai și asta. Bine, se poate și fără. Însă în momentul în care te duci la o persoană care nu a fost însoțită, să zic, în dificultățile pe care i-a avut, astfel încât să poată să înțeleagă ce asta, pentru că mintea noastră, spre exemplu, poate să înțeleagă ceea ce știe să înțeleagă. Emoția adaugă un plus. Deci mintea nu cuprinde complexitatea existenței. E nevoie de activarea, să zic, a emoțiilor, de activarea intuiției, mult mai plenar decât o facem în mod obișnuit. De aici vin soluțiile noi, pentru că schemele noastre de gândire ne duc în impas. Dacă activez doar asta, ce fac? Le iau pe ale celuilalt. Da? Și atunci, poți să te uiți, bineînțeles, la CV, poți să dai un telefon și să întrebi, poți să te duci la o primă întâlnire în care ai dreptul să pui întrebări. Și întrebările pe care tu trebuie să le pui, sau cred că orice om care e într-o dificultate ar trebui să le pună, sunt legate de ce se întâmplă aici. Adică, cine ești tu? Sigur că da, tu ești un psiholog la care eu am venit pentru că am nevoie. Ce fel de școală ai? Ce înseamnă școala aia? Ai învățat o mulțime de lucruri, deci știi, o mulțime de cunoștințe. Și la modul practic, cum ai făcut școala aia? Adică ai făcut și partea practică? Și câte ore ai făcut? Adică sub 150-200 de ore, minim. Și nu alea de grup, pentru că nu sunt suficiente. Deci alea de 1-1, pentru că... Și mai ales atunci când sunt, să zic, dificultăți mai de luat, deci când ajungi deja la depresie, nu e vorba de o schimbare doar de suprafață. Asta, depresia, deci să ajungi să faci o depresie, și de obicei este asociată și cu anxietate sau așa, asta înseamnă să mergi mai până la rădăcinile existenței tale. Și rădăcinile existenței se formează într-o relație de 1-1. E diada mamă-copil. Și atunci ai nevoie de o persoană care se simte confortabil în diada mamă-copil. Nu doar care a citit despre diada sau care știe o mulțime de lucruri. Sigur că da, persoana respectivă poate să fie foarte bună, poate să scrie articole foarte interesante, poate să înțeleagă cu mintea o mulțime de lucruri, dar nu va putea să te însoțească. Și atunci nu va produce schimbare. Pentru că schimbare înseamnă așa, schimbarea gândirii, deci ceea ce înțelegem uzual prin gândire, afectul asociat, deci investirea care ne face ca noi să vrem acolo, și cumva o componentă corporală, în sensul că toată emoționalitatea noastră o ducem în niște corpuri, da? Și ați văzut, în orice relație, la un moment dat, te simți mai tensionat sau te simți relaxat, e, toată chestia asta are o comandă centrală care merge până în corp, ca să nu mai spun și de comanda endocrină și de reglările care apar pe stres. Știu și eu, cu tiroida, cu sucrarenalele,
cu problemele de memorie, iritabilitate crescută, sunt iarăși simptome asociate. Așadar, avem acest drept să punem întrebări, că poate noi ne ducem și ne așteptăm să ni se pună nouă întrebări. Aveți dreptul să puneți întrebări. Iar pe parcurs, dacă vă decideți să mergeți acolo, pe parcursul întâlnirilor, aveți dreptul să știți ce anume și în ce fel se lucrează. Sunt o mulțime de persoane care nu au încredere și atunci vor să știe, dar ce faci tu acum? Sau ne-am întâlnit de 5 ori, ce-am făcut până acum? Aș vrea să facem o evaluare pentru ce am venit, ce am câștigat până acum. Ce drepte mai am de parcurs? Este dreptul clientului să pună întrebarea asta. Dreptul omului în impas. Nici nu-mi place să spun. Înainte se folosea noțiunea de pacient, după care au spus client. Eu cred că e un om într-o situație de viață. Ați menționat mai devreme câteva criterii. Dacă ne ghidăm și după criteriul bani, greșim după prețul ședințelor, cât ne-ar costa? Nu neapărat. Da și nu. Pentru că o formare în genul ăsta durează foarte mult. Deci orice formare, deci care este bine făcută, gândiți-vă, după facultate, practic, sunt încă vreo 7 ani. 7 ani în care tu înveți teorie și plătești tu personal acele ore. Deci e o investiție de lungă durată și costisitoare. Dar nu înseamnă că dacă e scump, e bun. Nu e garanție? Nu. Și mai am o întrebare, pentru că suntem obișnuiți și noi la Telecom să am discutat mereu despre bunuri achiziționate și dacă nu suntem mulțumiți, cum ne putem cere dreptul înapoi, fie în bani, fie un produs mai bun. Dacă vorbim despre aceste ședințe ca un bun pe care îl consumăm și nu suntem mulțumiți, ce putem face? Avem vreo șansă să recuperăm? Nu știu, dumneavoastră ar trebui să știți mai bine. Eram curioasă dacă avem dreptul să ne cerem, adică cum am evoluat, dacă au fost bune sau nu ședințele. Pentru că ideea este următoarea, în momentul în care cineva vine pentru consiliere, spune pentru ce, deci ai un obiectiv. Da? Și este important, chiar se face o modalitate de contractare, se întâmplă, bineînțeles, de fiecare dată când schimb ceva, ceea ce este omul la un moment dat este frustrat și vor fi reacții de respingere, de negare, de, mă rog, specifice. Dar unul din contracte spune așa, dacă la un moment dat vrei să întrerupi, ne mai întâlnim o dată. Pentru că acel o dată înseamnă hai să evaluăm ce s-a întâmplat până acum. Pentru că îți propui un obiectiv principal la cererea lui, și după aia formulezi etape pe care le ai de parcurs împreună. De obicei nu se întâmplă. Deci dacă faci asta bine, oamenii sunt mulțumiți. Așadar, șansele să fii nemulțumit sunt destul. Depinde unde te duci. Depinde și de consumator. Da, însă este important iarăși ca cel care oferă servicii de genul ăsta să realizeze care este nivelul de competență. Iar la noi mai este o regulă, spre exemplu, la începutul acestei meserii nu lucrezi singur. Deci până la obține, să zic, o treaptă de autonom, ești obligat să lucrezi cu supervizare. Și atunci când tu, de ce spun că e necesar să ai propria formare? Pentru că la un moment dat, în relația cu omul care vine lângă tine, simți că bați pasul pe loc. În interiorul tău simți că ceva s-a blocat. Și atunci obligativitatea ta profesională este să ceri o ședință tu personal, o ședință de supervizare. Se cheamă procese paralele. Deci modul de a fi al tău se întâmplă să coincidă cu al clientului tău și atunci nu poți să faci pasul ăla să iasă din impas. Și atunci trebuie o altă persoană care să vadă unde este blocajul. Nu prea se întâmplă când ești bine pregătit, nu. Vreau să vă întreb, la modul general, când alegem un bun, trebuie să trecem doar prin filtrul nostru sau și prin al altora? Mă refer la experiența lor, am auzit despre părerea lor și așa mai departe. Sau strig numai prin filtrul meu? Depinde, ați putea să fiți un pic mai concretă, ca să înțeleg mai bine întrebarea, pentru că din punctul meu de vedere, filtrul ăsta este foarte complex. Sigur că se cheamă filtru personal. Însă un filtru personal are de fapt mai multe nivele. Vorbește de mine ca identitate, ca persoană, da? Vorbește de mine care aparțin unui grup, cu specificul ei, deci am o identitate de grup. Este
sunt eu care aparțin unui areal cu un specific cultural, deci am o identitate culturală și am o apartenență sau non-apartenență, că tot apartenență se cheamă, la unul din marile sisteme religioase sau spun, nu sunt asta, dar am și eu un nivel de spiritualitate. Deci, de fapt, am mai multe nivele de identitate. Și acum depinde de persoană, trebuie. Dacă este o persoană care are impresia că ea le știe pe toate, degeaba i-a spune trebuie, că ea le știe pe toate. Dacă e o persoană care este nesigură, va căuta în 10 locuri să capete confirmări și tot nu va fi mulțumită și tot o să aibă impresia că ceva îi lipsește. Sunt lucruri pe care poți să le știi foarte bine. E bine să faci cumva o validare, dar nu neapărat. Știi ce se întâmplă? Sunt momente în care, deci în momentul în care mintea ta nu se întreabă așa tot timpul și nu alunecă și nu caută tot timpul tot felul de lucruri, sunt momente în care știi că niște lucruri sunt într-un fel. Sunt în sensul de subiectivitate trăită și adaptat cu ceea ce ești tu. Pentru că este o stare internă de a te simți bine pe lume. Nu în sensul ăla maniacal, nu în sensul ăla de... E o stare foarte caldă, caldă, echilibrată, plăcută și în care ți-e bine că ești. Și atunci știi. Și atunci nu ai nevoie de validare neapărat. Și vezi că în momentul în care ești în starea asta și e o decizie, mai ai un feedback apropo de ce se întâmplă când îți iei decizia aia. Feedback-ul îți spune multe, că decizia este adecvată pentru tine sau nu. În momentul în care disconfortul este, durează, continuă, e firesc să spui întrebarea ce se întâmplă. Pentru că știți ce se întâmplă? Aici se face o mare greșeală. Hai să-l iau pe nu știu care, că uite, ăsta a făcut așa și e bine. Nu e neapărat un reper. Că, spre exemplu, ce e potrivit pentru un copil, nu e potrivit pentru unul la școala primară, nu e potrivit pentru un adolescent, nu e potrivit pentru un adult. Sau sunt lucruri care sunt comune, da? Dar sunt lucruri care sunt diferențiate funcție de vârstă. Și când vorbesc de vârstă, am spus că sunt mai multe nivele de identitate. Nu e vorba doar de vârsta persoanei. La un moment dat este vârsta umanității. Sau vârsta sau nivelul de dezvoltare al oamenilor care aparțin dintr-o anumită cultură. Spre exemplu, noi avem un anumit specific, să zic, de personalitate ca români, care este marcat, să zic așa, sau a fost configurat, modelat. Odată de specificul diversității arealului în care ne-am dezvoltat, pe de altă parte, de poziția noastră la intersecție de puteri, în care a trebuit să facem față situațiilor. Și asta ne-a modelat personalitatea la nivel de cultură. Deci trebuie ăsta, trebuie adaptat și modelat persoanei în cauză și situației în care se află. Și un alt criteriu, pentru că am vorbit mai devreme de psihoterapie, este bine să folosim drept criteriu părerea altora, că se spune dacă 10 oameni spun că ceva e bun, înseamnă că chiar este. Câteodată nu, da, câteodată neapărat, nu. Spre exemplu, în momentul în care se întâmplă, eu știu, dați-mi un exemplu de acum, de o credință. De ce cred oamenii că trebuie făcut? În ce domeniu? Ce domeniu vreți? Hai să vedem. Poate nimerim unul. Oamenii cred că trebuie neapărat să fii la curent cu noua tehnologie, altfel nu mai faci față, nu mai poți să-ți găsești o slujbă dacă nu știi să umbli pe calculator, nu mai poți să comunici cu oamenii dacă nu ai calculator. Este foarte adevărat că sunt zone, să zic, ale activității umane în care nivelul de cunoștință de calculator trebuie să fie foarte mare, dar dacă îmi spuneți că o babysitter sau o bonă trebuie neapărat să știe calculator, cred că nu e adevărat. Și s-ar putea să fie o bonă foarte bună. Deci trebuie? Este, deci trebuie? Da, nu trebuie. Nu trebuie. Sigur că în momentul în care am de făcut un raport sau am nevoie sau sunt într-o zonă cu o specializare mare, eu trebuie să fiu în permanență în contact cu informațiile noi. Spre exemplu, în zona asta de lucru, de care mă întrebați, asta de consiliere, da? Aici trebuie să știu. Adică eu trebuie să știu să accesez informație,
trebuie să știu să aleg informația corectă, pentru că sunt pline site-urile de tot felul de afirmații, tot felul de orientări. Fiecare mai vine cu un model și îți mai așează un patul lui Procust în care te așezi. Evident că niciunul. Dar tu trebuie să găsești care sunt elementele adecvate structurii tale, nivelului tău și cum faci să rămâi întreg. În principiu trebuie să luăm, să avem în vedere aceste păreri, nu? Dar să trecem să avem capacitatea de a discerne. Al nostru. Da. Și capacitatea asta de a discerne trebuie neapărat, asta trebuie. Deci evaluezi cu mintea, pentru că ai nevoie de mintea ta, dar în momentul în care mintea nu te ajută, e important să ai capacitatea să-ți activezi intuiția. O să continuăm discuția nu înainte de a lua o scurtă pauză. Nu uitați că dacă aveți probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat, ne puteți scrie pe teleconsalon@protecția-consumatorilor.ro și de asemenea să accesați site-ul nostru www.teleconsalon.ro, unde veți găsi toate emisiunile pe care le-am avut până în această seară. Luăm o scurtă pauză și revenim imediat. Atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. De ce ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da. În pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră despre omul consumator și producător de bunuri și aș vrea să vă întreb exact acest lucru. De ce consumăm, de ce producem și consumăm bunuri? Pentru că specific, spre exemplu, omului este să caute, deci omul ca să existe are nevoie de stimulare, de senzații. Care sunt, eu știu, de la stimulările strict fizice, gustative, tactile, vizuale. Pe de altă parte, sunt stimulările care vin din zona emoțională, în momentul în care ne face plăcere să stăm într-o anumită ambianță sau nu, stimulări care vin din modul în care noi înțelegem lumea, deci din felul în care gândim. Toate tipurile astea de stimulare merg către un mecanism cerebral, să zic așa, deci în creierul nostru, care se cheamă sistem de plăcere sau sistem de recompensă. Sigur că da, trăirea este de plăcere, dar rolul lui, de fapt, în sistemul nostru,
Sistemul psihic uman este ca să învățăm cum e pe lume și să învățăm să ne raportăm la lume. Pentru că în momentul în care starea este de bine, știm că acolo este locul nostru. Paralel cu sistemul ăsta, de fapt, mai avem încă un sistem implementat care se cheamă sistemul de durere. Și care, în momentul în care, spre exemplu, un stimul este prea mare sau este neadecvat sau este toxic, ăsta intră în funcțiune și ne limitează accesul la zona aia. E foarte sănătos, natura a fost frumoasă și generoasă cu noi. Și acum, toate, deci sistemele astea, sigur că da, creează momente. Dar în afară de asta mai există încă un sistem care se cheamă, de fapt, mai mult, există un sistem opioid și sistem analgezic se cheamă, care produce la un moment dat o cantitate mai mare de chimie, de substanțe chimice, care ne pot declanșa, să zic, o stare de bine mult mai plenară. Sau, spre exemplu, în sistemul durerii, dacă un stimul dureros este foarte puternic, la un moment dat ceva se întâmplă și nu-l mai simți, ca și când te-ai detașat de el. E, asta înseamnă că s-a cuplat sistemul alalt, sistemul opioid. Bun. Și în momentul în care avem o experiență de viață, deci toate stimulările astea merg acolo. Și asta ne spune că experiența aia este pentru noi sau nu este pentru noi. Ce înțelegem că s-a întâmplat? Deci pe lângă trăirea de plăcere, după aia este înțelegerea, care se face tot așa în ariile noastre cerebrale. Și atunci se cuplează, spre exemplu, o anumită înțelegere într-un anumit context la o anumită emoționalitate. Și bineînțeles există și legăturile cu corpul, dar n-are sens să detaliez asta. Și asta se cheamă o învățare cu un instructor intern, în sensul ăsta. Da, marele păcat cu ăsta este că, sigur că ăsta este natural, sigur că noi putem accesa trăiri foarte interesante, deci se poate ajunge până la o stare de extaz, spre exemplu, pe acest mecanism, în mod natural, atunci când evoluez ca persoană. Dar mecanismul ăsta poate fi păcălit de utilizarea drogurilor. Seamănă ca formulă chimică cu ce folosește creierul și atunci persoanele care sunt consumatoare, de fapt, ajung să trăiască niște stări de o intensitate foarte mare pe care le memorează și care, bineînțeles, deci au ajuns la ele, fiindcă, de fapt, în mediul în care existau, nu obțineau satisfacție. Și atunci e ca un fel de izolare de lume, ci înlocuirea, substituirea cu altceva, astfel încât să poată să aibă trăire. Dar, evident, nu e recomandat așa ceva. Nu este recomandat, e doar sistemul de învățare care se pare că poate fi păcălit. Bine, sunt niște tendințe care încearcă să rezolve problematica asta ca un fel de... Îi spun așa că, de fapt, sunt un fel de stări modificate de conștiință și, de fapt, este o tendință. De fapt, de ce izolarea? Pentru că este negată partea de relație și partea de spiritualitate și, cumva, e o societate în care interesul este mai ales orientat către strict bunuri materiale. Am mers, am mâncat, mi-am cumpărat televizor, am mers la terasă, mă întorc înapoi. Asta e toată existența. Nu este că nu suntem făcuți așa. Deci chiar avem o categorie de neuroni care procesează lumea materială și avem neuroni care procesează relațiile. Avem, spre exemplu, implementate mecanisme în care noi trebuie să ne racordăm la celălalt. Nu trăim singuri. Doar cei care au mari probleme, spre exemplu, în cazurile dificile, se face o secționare, să zic, de niște conexiuni, astfel încât să n-ai nevoie să mai treci cu alții, dar deja după aia că sunt cazurile de, știu, cancer sau schizofrenie cu agresivitate crescută și acum oricum sunt interzise, dar nu putem trăi singuri, că așa suntem construiți. Și atunci este o necesitate, de fiecare dată apare un stimul iarăși specific uman, este curiozitatea, suntem curioși, încercăm, vedem dacă nou stimul se încadrează sau nou bun este sau nu este pentru noi. Imaginăm, să zic, situații în care îl putem avea sau care putem dezvolta. Asta și după aia, asta ne aduce un plus de înțelegere. Fie de pentru lumea materială, fie de relație, ajută la dezvoltarea noastră. Dar producerea și consumul de bunuri, ați spus că ajută la dezvoltare, dar la supraviețuire mai este cazul? Putem... Bineînțeles că există cazul, este cazul de supraviețuire. Haideți să vă dau un exemplu.
A fost ultima perioadă, ultimii ani, spre exemplu, s-a vorbit foarte mult despre dieta mediteraneană. Că este foarte bună, este foarte sănătoasă, haide să mergem cu dieta mediteraneană. A fost, se pare, are niște mari probleme. Pentru că este exact ce am pomenit la început. Corpurile noastre, la nivel de celulă, sunt învățate să recunoască anumiți nutrienți într-o anumită formulă. Și adaptarea noastră s-a făcut în niște sute mii de ani la acei nutrienți specifici zonei. În momentul în care, eu sigur că da, pot să-i dau o dietă mai ușoară, dar celula mea nu recunoaște la fel. Nu este aceeași formulă. Citeam la un moment dat, chiar era o cercetare, spre exemplu, despre Coca-Cola. Da? Și despre faptul că la un moment dat consumatorul de Coca-Cola modifică structura la nivel celular. Celula nu mai recunoaște, spre exemplu, sau preferă Coca-Cola în loc de lapte. Să nu mai dăm nume, să spunem băutură. Mă scuzați, da. O altfel de băutură. Deci poate să perturbe asta în așa fel încât nici măcar nu mai recunoaște. Gândiți-vă la copiii noștri. Da? Au mâncat chipsuri, au mâncat, da, diverse alimente la care s-a făcut reclamă din belșug, care au fost bine mediatizate, oferta a fost bogată. În momentul de față suntem în situația că dacă oferim, să zic, o alimentație tradițională, refuză. Sau foarte greu o mai primesc. Și trebuie cumva, drumul ăsta are făcut încet, încet, iar schimbarea făcută nu atât de rapid, pentru că nu putem procesa. Nu putem integra. Deci se pune problema de supraviețuire. Iarăși, vă dau un exemplu. Apropo de somnul nostru. Păi, un copil mic nu doarme la fel ca unul de grădiniță, nu doarme ca un școlar, deci duratele de somn, orele la care ne adormim, cele la care ne trezim, nu sunt doar niște obișnuințe. Sigur că dacă obișnuințele astea au fost selectate prin observație directă, da? Sau prin viață, prin stil de viață. Însă ele sunt certificate și de studiile obiective. Pe un copil nu-l poți trezi dimineața la 6, sigur că îl poți trezi ca să-l duci la creșă. Dar în momentul în care tu faci asta, nu se mai produc niște echilibrări hormonale, care au loc în timpul somnului, la anumite ore. Și sigur că da, forțezi, fiindcă atunci ai prins un loc la grădiniță. Cu ce consecințe? Sunt studii recente, spre exemplu, care zic așa, somnul copilului până într-un an, dacă nu se, că nu se naște cu somnul calm, sunt diferențe mari, dacă nu se echilibrează până într-un an, crește riscul de obezitate, de apariția obezității la 5-6 ani. Pentru că atunci este important ca el să aibă un regim bun de somn și este important, a fost o metodă greșită aia, copilul în pătuțul lui, singur în cameră, cu o lampă de veche. Nu. Copilul e nevoie să stea cu mama lui, pentru că echilibrul mamei îl ajută să se echilibreze, nu cu lumină artificială, că asta dăunează, chiar era o temă de discuție la o conferință din Franța asupra somnului, exact pe tema asta, impactul negativ al luminii artificiale și zgomotului din orașe, din marile aglomerări urbane. Deci nu este un serviciu pentru copil. Iar legătura pe care o are cu mama nu poate fi substituită de nimeni. Pentru că au același ritm de evoluție în perioada intrauterină, imediat după naștere, și așa pentru el este un efort de adaptare la mai multe nivele foarte mare. Dacă după aia substitui și persoana care poate fi cea mai apropiată de el pentru a se echilibra și a face față la noul mediu, la noua lume în care a venit, e un pic cam dificil. Și unele lucruri rămân. A spus că, referitor la dietă, corpul nostru este obișnuit cu lucrurile din mediul în care am trăit. Așadar, trebuie să alegem din noi, dacă suntem români, alimentația tradițională din România. Sigur că da. Una este consum și altceva. Ești curios, îți place. Poți să consumi, este foarte bun. Însă este important să ții o bază de alimentație specifică. E vorba de o identitate biologică și de niște reglaje la nivel biologic. Și în momentul în care plecăm din țara noastră la o vârstă după maturitate,
Ce facem? Rămânem tot cu trebuie să facem un efort de adaptare mai mare și ar fi de dorit să nu schimb dintr-o dată. Dar trebuie ușor-ușor să ne adaptăm la noul mediu? Da, dar astea nu cred că se uită. Așa cum, spre exemplu, se spune la un moment dat, trăiesc nu știu unde, gândesc în limba respectivă. Se poate. Nu se poate. Și, spre exemplu, dintre atunci când vorbim despre identitatea unei persoane, două mecanisme care participă la forma și formarea, menținerea și care nu se șterg toată viața sunt limba și sistemul de credințe. Deci astea nu se șterg. A, că le negi, că vrei să le uiți, că ești supărat, că nu știu ce ți s-a întâmplat, ele rămân într-o formă latentă. Pentru că limba are cumva... Deci nu e vorba doar de cuvintele pe care le spui, este vorba de muzicalitatea limbii respective, de ritmul limbii respective, de, să zic, trăirile cele mai intime pe care le-ai avut la început de existență și care sunt foarte profunde. Deci nivelul de emoționalitate implicat, sigur că este nediferențiat, sigur că nu pot vorbi de emoții superioare, dar drive-ul intern sau tensiunea internă cu care le percepem sunt cele de pe intimitate. Relație mamă-copil, relația dintre parteneri, astea sunt relațiile cele mai intense. Cum să uiți asta? Nu se poate. Și dacă noi ne mutăm într-o altă țară și copilul nostru de mic învață limba de acolo, să spunem engleza, se simte în accentul lui care un alt fel de accent? Nu, se simt rădăcinile? Nu. Că a spus că nu se uită. Nu în sensul de exprimare lingvistică, în sensul de trăire interioară și de sentiment de a fi de acolo. Sunt la o parte că sunt niște dificultăți de integrare. Și de obicei, am înțeles, deci sunt studiile făcute în sensul ăsta, dificultățile nu apar la prima generație, la a doua. De ce anume? Pentru că la prima generație, să zic, încă pot fi conținute, să zic, diferențele. Ca și, sigur că da, simt un disconfort, dar pot să-mi controlez, să zic, reacțiile sau zic, uite, mai bine, găsesc avantaje. Nivelul de disconfort intern, că sunt informații internalizate, v-am spus, sunt în structurile cerebrale, care există. Pentru că chiar dacă a trăit, n-ați văzut, sunt cei care ați venit la noi. Rămân cumva sau se simt cel mai bine atunci când pot trăi asemănător cu locurile din care au venit. Sau gândiți-vă la cei care au fost, eu știu, refugiați din Basarabia. Persoanele în vârstă. Rămân cu nostalgia locului de unde au fost și te uiți la ei ca obiceiuri, ca alea de unde au plecat, indiferent câteodată de nivelul, să zic, de evoluție pe scară socială. Omul intim rămâne legat de locul de unde a venit. Înțeles. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Din păcate, nu mai avem timp să continuăm discuția. Mulțumesc. Poate ne revedem cu altă ocazie într-o nouă emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți pentru partea a doua a emisiunii Dialog cu Consumatorii. Revenim imediat.